în seara asta știți că vă vizitează Moș Nicolae, nu? De-abia aștept să vină! Ți-au! Voi așteptați? Dar dacă moșul nu găsește pantofi și șosete, el se duce mai departe și voi rămâneți fără nimic! Nu! Iubesc decembrie, luna cadourilor! Unii de fac, alții le fură! Bogat peste noapte! Da, da, da! Super bogat! Voi credeți că pantofii voștri sunt curați? Ia mirosiți-i! E bine! Ia să vedem! Îi vreau aranjat chiar aici lângă perete, aproape de ușă, ca moșul să-i găsească mai ușor. Acum trebuie să mergem la culcare. Dar e prea devreme, mami. Moș Nicolae trebuie să viziteze fiecare casă din lume în noaptea asta și are nevoie ca noi să dormim. Putem face asta? Pentru cadouri? Da! Atunci în pat cu toții! Chiar și tu? Chiar și eu! Mâine o să avem cadou! Yeah! Nu vreau ca moșul să se împiedice pentru Neric! Sper să doarmă cu toții! Oh. De multe ori îmi cade nasul când pun cadouri în papuci. Dar ăștia miros chiar frumos! Au fost copii foarte cuminți! Să mă folosesc de magia de sărbători! Și mi-e așa foame! Oare n-or avea vreun biscuit de prin casă? Ăștia sunt ultimii și am terminat noaptea! Succes! Auzi, Moș Crăciun, dacă ești acolo pe undeva, fă ca fiecare lună să fie decembrie. Moș Crăciun? Ce treabă are Moș Crăciun cu ziua mea? Tu cine mai ești? Nu se vede! Ești un îmbrăcat ca Moș Crăciun, deși arăți cu mult mai rău ca el. Poftim! Cine pretinzi că ești, a? Ia zi, cine? Uite de asta nu-l suport pe Moș Crăciun. El e cel mai iubit și eu sunt și eu pe acolo. Copiii așteaptă ca să treacă noaptea mea, ca să vină mai repede noaptea lui. Ăsta se crede Moș Nicolae. E dus cu capul. Super dus cu capul. Nimeni nu știe că eu muncesc singur, în timp ce Moș Crăciun e ajutat de mii de elfi. Săracul de tine! Acum lasă-mă să fac ce aveam de făcut dinainte. Adică eu să fug și tu? Alea nu sunt cadourile tale! Nu sunt, dar le fac să fie. De când erai mic, am știut că o să fii un rău. Aha. De când ai mințit-o pe mama ta că nu ai furat acadeaua din magazin? Când de fapt tu aveai în buzunar. Gata. Ce-ai zis? Prima
primul lucru pe care l-ai furat a fost o acadea. De unde știi asta? Știu prea multe. Uneori aș vrea să mai uit din ele. Vezi? Altă diferență între mine și Moș Crăciun. El are lista cu copii cu minți și obraznici. Eu îi am pe toți în cap, organizați și aranjați pe categorii. Oare e posibil? E! Dar arăți oribil! Da! Asta se întâmplă când stai pe lângă prea multe dulciuri. Mai mănânci și tu din ele. Știi ce? Oare a venit Moș Nicolae? Nu a venit încă. S-a trezit unul din copii. Mi-e sete. S-a terminat cu așa zisul Moș Nicolae. L-a prins. Ha, fraierul. E imposibil. Adina ori era după dulap și acum e după canapea. Tu chiar ești Moș Nicolae? Eu ce tot îți zic de oră! Așa. Și existi. Ceea ce înseamnă că și Moș Crăciun există. Iar am revenit la moșul ăla cu burta mare. Și zânele. Sunt și ele? Da. Wow! Tare! Stai! Nu ai uitat ceva? Ce? Pune la loc tot ce ai furat! Aha, oi fi tu, Moș Nicolae. Dar la cum arăți, nu pare un pui de ninja. Eu mă duc și tu nu ai cum să mă oprești. Te mai rog o singură dată. Să returnez ceea ce nu-i al tău. Știu karate și box și de toate. Iar tu ești un bătrân ramurit. Dulciurile copiilor le vreau aranjate înapoi, așa cum le-am pus eu în papucii lor. În niciun caz, nu renunț la ele. Lasă-mă să plec. Of, ce mă fac cu tine? Am o idee. Tocmai te-am făcut pe tine primul meu ajutor. În sfârșit, am și eu un elf ca Moș Crăciun. Mai degrabă zis, un hoț. Moș Nicolae? Oh, nu! Da! Ai venit! Am venit! Și ne-ai adus dulciuri! Am adus, dar tu trebuia să dormi la ora asta târzie în noapte. Voiam să te văd doar pentru o secundă. De ce? Pentru ca să-ți mulțumesc pentru toate dulciurile și tot ce mi-ai adus de când eram mic. Asta e pentru prima dată când cineva mă apreciază. De obicei, celălalt moș primește toate laudele. Moș Crăciun e diferit de tine. Știu, el aduce jucării. Exact, dar tu ne aduci dulciuri. Și pentru mine sunt la fel de importante ca și jucăriile. O surpriză e o surpriză. Un cadou e un cadou. Și noi copii iubim toate cadourile. Mă bucur așa mult că te-am văzut. Și eu, dragul meu. Și eu, dragul meu. Moș Nicolae? Pe anul
viitor, pe anul viitor. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa! Să plec după toate primurile pe care mi le-ai făcut, să plec și neplătit în niciun caz!